E, și acum fiți atenți ce abateri și deficiențe financiar contabile a descoperit Curtea de Conturi pe anul 2014 la Ministerul Transporturilor și la instituțiile subordonate. Ceva frumos! Vă avertizez că urmează sume șocante care vă pot afecta emoțional la nervii capului. Auditorii Curții de Conturi au descoperit nereguli care ajung la peste 1,6 miliarde de lei. Atenție! Nu vorbim despre ce s-a evaporat pe proiecte de investiții pe de-astea, nu! E vorba, v-am zis, despre erori și abateri financiar contabile, deci în acte, în registrele de la diverse autorități rutiere sau feroviare, mărunțișuri din categoria, uite, chirii pe spațiile deținute de minister, dar care nu au fost trecute în acte, ca să dau un singur exemplu. Și acum să traducem suma asta de 1,6 miliarde de lei. Tradusă în euro înseamnă vreo 350 de milioane, da. Iar mai departe, dacă tot e vorba despre Ministerul Transporturilor, o traduc în kilometri de autostradă. Să vedem. Să luăm standardul de cost pentru o autostradă în zona de deal. 5 milioane de euro pe kilometru. Deci, dacă facem o împărțire, ne dă că la Ministerul Transporturilor s-au făcut erori contabile de 70 de kilometri de autostradă la deal, adică fix cât tronsonul Sebeș-Turda aflat în execuție. Iar la munte, un kilometru de autostradă ar trebui să coste, după calculele CNADNR, vreo 6 milioane de euro. Păi 350 împărțit la 6, ia uite domne, ne dă practic tronsonul Comarnic-Brașov. Tronson care, vă reamintesc, nu e în execuție, e doar în visele noastre erotice. Aș fi visat eu, acolo la oi, că o să umblu cu sextantul, cu lohul. Bun, mai departe, că mai e. Curtea de Conturi a descoperit prejudicii de 33 de milioane de lei la capitolul cheltuieli ilegale cu personalul. Adică salarii pe nașpa, sporuri și prime ilegale, mai un porcușor de Crăciun, mai un mielușel de Paște, o măslinuță, o biscuite, banalități, nimic spectaculos. Spectaculos e că în timpul auditului, inspectorii de la Curtea de Conturi au reușit să recupereze o parte din prejudiciul de 33 de milioane de lei. Da. Repet, e ceva spectaculos. Fiți atenți! Din tot acest prejudiciu descoperit de auditorii Curții de Conturi, până acum au fost recuperați doar 4.000 de lei. A? A? Nu e tare! Hai că e tare! S-au recuperat 4.000 de lei din 33 de milioane. Vă dați seama? Tradus în kilometri de autostradă, asta înseamnă vreo 17-18, așa, da, centimetri. Adică fix o... Na, aș zice eu mai clar ce înseamnă, dar mie că se uită și CNA-ul la emisiune. Și asta la deal, în prețurile de deal, că în prețurile de munte înseamnă și mai puțin.